Uite că asta vreau să fac aici un sondaj. Da? Să scrieți acolo cine vrea, bineînțeles, cum se simte trecând anii. Deci să ajungi la o vârstă, că văd că ai scris acolo. Ai scris că corect, e cea mai frumoasă vârstă, te refereai la 50, eu am 52. Eu am 64 și mă simt ca la 50. Deci asta, eu mă bucur tare să aud așa ceva, pentru că eu sper să ajung la vârsta asta. Eu mai văd și comentarii unde scrie lumea, nu e bine la 50. Nu știu, eu cred că cel mai important este să te simți bine în pielea ta la orice vârstă. Pentru că orice vârstă este frumoasă dacă tu ești bine, dacă tu te simți bine cu tine însuți. Asta e cel mai important. Bineînțeles că trecând anii apar boli, apar probleme, nu toate zilele sunt de culoare strălucitoare, nu fiecare zi este soare în viața noastră. Dar trebuie să încercăm să ne mentalizăm, să putem trece prin viață cât mai bine, cât mai să ne simțim bine în pielea noastră, chiar dacă apar riduri, chiar dacă apar vergeturi, chiar dacă apar, nu știu, kilograme în plus. Nu contează, oameni buni, că tot noi suntem. În sufletul nostru, tot aceleași persoane rămânem. Eu cel puțin, eu nu văd nicio diferență. În afară de experiența vieții, bineînțeles că experiența vieții și anilor trecuți prin viață se simte, dar în rest, eu în suflet tot tânără o să rămân până închid ochii. Și am norocul ăsta că chiar mă simt bine în pielea mea, chiar dacă văd poate toate schimbările corpului, pentru că adevărul ce se vede este corp, riduri, toate alea. Nu știu, chiar nu mă interesează absolut deloc. Îmi doresc să trăiesc cât mai mult. Pentru că chiar dacă o să am riduri, chiar dacă o să am probleme, că să știe că cu cât înaintez în vârstă, apar mai multe probleme. Dar viața e frumoasă așa cum este, cu necazuri, cu bune, cu rele, cu urcușuri, cu coborâșuri. Eu vreau să trăiesc și să știți că suntem privilegiați cine putem să ajungem la oarecare vârstă. Vedeți că este atâta lume tânără care se duce și moare atâta lume. Nu știu, nici nu vine să deschid câteodată televizorul sau, de exemplu, mai ales la știri, tot auzi accidente pe acolo, accidente pe acolo și tot lume tânără și moare atâta lume. Deci eu mă simt o persoană foarte privilegiată să împlinesc ani. Deci niciodată n-am, în viața mea nu m-am gândit, vai, să nu spun la lume câți ani am sau, nu știu, nu am problema asta, niciodată nu s-o am. Deci, probabil că trebuie fiecare persoană să lucreze acolo în interiorul ei și să învețe să mentalizeze cu vârsta cine are problema asta. Văd foarte multe femei că nu, să nu întreb pe femeie ce vârstă are. Dar de ce să nu întreb? Adică de ce? Parcă dacă aș spune sau n-aș spune, nu e același lucru. Nu știu, probabil eu sunt mai diferită, dar am văzut multă lume care nu vrea să spună vârsta. Nu știu, mi se pare, deci întotdeauna, păi am atâți ani, am atâți am. Cum arăt, așa arăt. Riduri, da, alea apar, dureri de spate, dureri de pe aici, pe acolo, pe toate părțile. Da, trecem cum putem prin viață, că așa suntem făcuți, să suferim. Deci nu suntem făcuți să fie toate numai doar pe roz viața asta. Durerea e cu noi de când ne naștem până murim. Deci asta este părerea mea. Așa că scrieți și voi comentarii, scrieți și voi opinii, scrieți și voi păreri, ce părere aveți, cum vă simțiți în pielea voastră trecând anii.